Boh. Saresti urnat. No. Boh, nu cred, boh. Bună ziua! Salut, ziua, salut, domnul de clip! Eu sunt Bogdan. Astăzi Amelia stă pe un pat. Glumesc! Da, e doar un pat de jucărie. Salut, toți Bogdan, bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi sunt alături de Amelia și vom discuta despre dezastre după ploi. S-a răsturnat. Ce s-a răsturnat vom afla în câteva clipe. Bun, acum ieșim din beset că ne-am îmbrăcat mai gros, că e frig afară, 20 de grade, you guys. Acolo-s vecinii noștri, aici e casa, aici e bicicleta, forța lui Amelia, forță, forță. E pe viteză, e pe viteză. S-a răsturnat. Cortul. S-a răsturnat cortul. Bă, nu vreau să pășesc pe aici. Dar unde sunt cuile care au fost fixatoare la... Nu știu. Chestia aia. Nu știu, cred că au sărit. Nu știu. Nu, și ce cred că... S-a răsturnat cortul, bă. Ce? Nu, mi s-a părut. Sper că au sărit undeva acolo. Sărit, sper. Sau, nu știu. Hai să-l punem la loc. Ca să vedem, să verificăm și apa din bazin, bă. Bun, vine momentos să-mi dau brățara așa mai... Nu e așa caldă, nici rece. E da, normal, da, apa e bună de scaldat, doar că e cam frig. Da, 20 de grade, guys, uitați-o, snori, bă. Hai, mă ajut? Da, așa. L-am pus, gata, dacă trebuie să fie fixat. Trebuie să-l dăm mai încoace. Uite, acolo, el e fixat doar de cuiul acela, celălalt trei cui au sărit. Doar de cuiul acela de acolo? Da, aici nu-i nici. Nu, în cort a să fie mult mai rece. Da. Bă! Ia-te! Ce sunt alea? Lipitori, nu știu ce sunt astea. Mielci fără cochilii, cum se cheamă ei? Da, da, da. Da, nu știu cum se cheamă, un fel de... Da, mă, mielci fără cochilii. S-o lipit. Sunt buturugi mai sunt, chestii de astea. A, uite, unul acolo merge încă. Da, 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 da. Ia uite-l pe asta. Care merge să vede cleiul. Hai să intrăm în casă, eu am înghețat și uite, uite cum sunt toate mingele! Aleluia! Eu am înghețat, Bogdan. Nu știu de tine, dar eu am înghețat. E tot mi-e frig. Da, ce să facem aici? Noi facem o gaură pentru al doilea palmier. Primul e pus. Da. Deci e husa bazinul ca să acoperim, să nu fie murdară apa din bazin. Bă, aici sunt șezlonguri, nu mai așternem chestii din alea pe șezlonguri, că stăm aici sunt păhăruțele care luăm gâză din bazin, de la iaurt, așa-i? Da, dar hai să intrăm, că am înghețat! Da. Guys, noi mărim de frig, e foarte frig, sunt 20 de grade. Trebuia să-mi iau o scurtă chiar. Băi... Da, că tare avem hainele destul de potrivite, adică nu e tare frig, numai că credeam că să fie mai călduț azi. Da. Da, m-am uitat pe meteo și a să fie azi până la 23 de grade, n-a să fie mai cald. Da, și încă, că tare nu e tare frig, numai că bate tare vântul. Da. Și hai să ne mutăm că imaginea e foarte rea din comodul lui. Noi, guys, plecăm în casă. Hei, guys, suntem în casă, forță. Da, bunica se... Și blitz, nu știu de ce. Bunica se uită la ședința parlamentului. Eu filmez. Ok, aici avem o oglindă, blitzul s-a pornit, dar nu știu de ce. Uite, mai blitzul s-a pornit, dar nu înțeleg de ce. Bun, Amelia, ce părerea e despre această magie? Care s-a întâmplat, eu am stâns blitzul. Dai un ochi și cu cubeul la bilit e dublu. Ok. E foarte frig. Foarte frig. Nu vreau să-mi scot pe asta deloc. Munga, poți să-i duci aia, afară e foarte frig. Mai alergați o leacă, mai... Da, e frig, s-a răsturnat și cortul. Da. Eu îi duceam, nu ori de frig. 56 de voturi, proiectul numărul 156 de 2. Da, a fost votat la lectură finală.
nas colegi și mai avem un proiect pentru lectura finală. Am precedent. Ședința Parlamentului e interesantă și plictisitoare. Stimați, 20% plicticoasă, colegi, este 80% plicticoasă. Și doar, uite cum, 174 din 13 0.1%. Interesant. Rog președinția să 10,9% plicticoasă și 90% foarte plicticoasă. Pentru un interesant. Da. Acum și mânuța mea magică ați vă arată ceva interesant și care trebuie să faceți. Subscribe și share. Acest proiect a fost realizat în Parlament cu titlul Iniciativa pentru Cetățenii și a fost inspirat de la curent cu fiecare videoclip care o postez. Îmi vedeți deci cu toți așa, ai? Beneficiari ai acestor amendamente în primul an de aplicare vor fi circa 500.000 de persoane. Beneficiari de pensii și alocații sociale. Da, îți scoți degetul cu așcum. Cum faci tu așa? Ce faci genul ăsta? Uite cum, faci așa, și pui degetul celălalt, uite, uite așa, și pui mâna, uite așa. A! Nu, la tine se vede. Un standard de viață adecvat, iar ca prim pas, cuantumul pensiei să fie adus. Dar vreau să fac așa un truc, încât să, să țină în mâna și un micu degețel fals și să fac așa și opa! Opa! Da, 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 da. Ar fi tare de tare! Da. Cam trebuie să faceți videoclip cu dezastre, după ploi, dacă v-am făcut să dați like, share și subscribe. Să vă spun pe clopoțel ca să fie la curând cu fiecare videoclip care postez. Eu m-am dus! Papa. Masa nu e tobă, da. Pa.